mâncare. Că le-a foame de ceva. Kit de alimentare cu energie portabil. Alimentatorul de la Midland. Un cablu coaxial de prelungire. Iar aici avem doi acumulatori de 12V 7A. Conectați împreună la un regulator de încărcare solară. De ce am ales această variantă? Pentru că vreau să achiziționez și un panou solar pentru încărcarea acumulatorilor în regim portabil. Și totodată acest regulator de încărcare are o ieșire separată pentru alimentarea consumatorilor. Ieșire care este totodată protejată, deci tensiunea pe acumulator nu poate să scadă sub limita la care ei sunt distruși. Deci odată ce ultimul LED se stinge, bateriile sunt decuplate de pe sarcină. Deci aici se conectează panoul solar sau o altă sursă de energie pentru încărcare. Aici bateriile și la ultimele două borne consumatorii. Pe ieșirea lui am montat o mufă de brichetă cu o siguranță de protecție. Acest tip de regulator de încărcare poate să ducă un consumator de maxim 10 amperi. Totul este pus într-o cutie rezistentă la apă, închidere pe garnitură de cauciuc.